Am revenit, suntem în direct prin Skype. Alături de noi este Cosmin Andrei, primarul municipiului Botoșani. Bună seara, domnule primar! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Și eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Suntem în plină campanie de vaccinare anti-COVID-19. Cum se desfășoară acest proces la Botoșani? Avem în acest moment funcțional un singur centru cu 3 fluxuri de vaccinare și pregătim încă 2 centre de vaccinare, din care unul va fi disponibil exclusiv pentru cadrele didactice, începând cu data de 8 februarie. Cât de deschiși sunt cetățenii din Botoșani atunci când vine vorba de acest vaccin? Am vaccinat la capacitate maximă în fiecare zi, aproximativ 120 de botoșeneni au putut fi vaccinați. Celelalte 2 centre nu sunt astăzi funcționale pentru că am avut o singură problemă, lipsa vaccinurilor, și întâmpinăm în continuare dificultăți cu asigurarea cadrelor medicale care să activeze în aceste centre. Am suplinit în schimb partea de înregistrare cu voluntari de la serviciu, voluntari de situații de urgență din cadrul primăriei, iar cadrele medicale activează în acest moment fiind detașate de la cabinetele școlare de medicină școlară din subordinea primăriei, dar vor trebui să revină la aceste cabinete odată cu începerea școlii. Dacă acest lucru se va întâmpla pe data de 8 februarie, așteptăm în continuare sprijinul Direcției de Sănătate Publică să ne pună la dispoziție cadre medicale, atât medici cât și asistenți pentru întreg acest proces. Domnule primar, și în cazul centrului din Botoșani s-a simțit acea criză de serinci, care am văzut că au fost găsite repede soluții pentru această criză de serinci, împrumut din județele Iași și Suceava. Nu am avut această problemă, am asigurat de altfel sume în bugetul local și pentru achiziția tuturor materialelor și dotărilor de care am avut nevoie, chiar dacă a trebuit să înființăm într-un timp foarte scurt aceste centre. Am găsit soluții și la Botoșani nu a fost această problemă a lipsei seringilor. Iar în contextul acestei campanii, care este mesajul dumneavoastră pentru cetățenii din Botoșani? Suntem determinați să asigurăm tot suportul logistic pentru cei care doresc să se vaccineze. Și facem tot posibilul, așteptăm să fie alături de noi și Guvernul României prin Direcția de Sănătate Publică, prin Prefectură. Am colaborat foarte bine până acum, dar totuși sprijinul nu a fost așa cum ne l-am dorit noi în ceea ce privește cadrele medicale, așa cum am zis. În altă ordine de idei, v-aș întreba care sunt celelalte proiecte prioritare pentru orașul Botoșani din această perioadă. La Botoșani avem 2 proiecte mari care trebuie să continue și mă refer aici la reabilitarea Teatrului Mihai Eminescu, un edificiu emblematic pentru municipiul Botoșani, care va intra în procedură de licitație pentru reabilitarea acestei clădiri luna viitoare. O clădire importantă din Botoșani, iar valoarea lucrărilor este undeva la 8 milioane de euro. În ceea ce privește reabilitarea tramvaielor, avem 2 linii unde de asemenea vom desfășura licitații pentru schimbarea întregii infrastructuri și toate dotările necesare și pentru partea de achiziții bilete și de tot ce mai este nevoie pentru un transport public modern la Botoșani și ecologic. 2 linii, fiecare în secundă, aproximativ 40 de milioane de lei, valoarea estimată a lucrărilor și a dotărilor. În ceea ce privește primul proiect pe care l-ați subliniat, și anume reabilitarea Teatrului Mihai Eminescu, spuneați că valoarea proiectului ar fi de 8 milioane de euro. Din ce bani? Din ce fonduri? 4,5 milioane de euro sunt bani europeni. Pentru diferență trebuie să asigurăm această sumă și cel mai probabil vom face un credit, dar în a doua parte a procesului de reabilitare, pentru că vom deconta pentru început banii europeni. Și, din păcate, va trebui să apelăm la un împrumut pentru această valoare, care s-a actualizat în timp și din cauza constrângerilor legislative, salariul în domeniul construcțiilor majorându-se, prețurile materialelor crescând, am ajuns la această valoare pe care trebuie să o completăm din bani din bugetul local. Dar ca să înțelegem și noi, în ce stadiu mai exact se află Teatrul Mihai Eminescu, de când a mai fost, nu s-a mai intervenit la clădirea acestuia? S-a intervenit până de curând, pentru că a fost o problemă de
consolidarea Teatrului Mihai Eminescu, nu s-a luat în calcul acest aspect când s-a făcut documentația inițială. Am finalizat consolidarea clădirii Monument Istoric și reabilitarea este la un nivel de 20%. Am închis contractul anterior cu constructorul și avem un rest de executat, pentru care organizăm licitație unde se pot înscrie firmele care au experiență în acest domeniu, reabilitare, clădiri, monument istoric, și unde sperăm să avem un constructor serios care să ducă la bun sfârșit această lucrare până în 31 decembrie 2023. Deci la sfârșitul anului 2023 sperați să se finalizeze reabilitarea acestui teatru emblematic de altfel pentru orașul Botoșani. În ceea ce privește reabilitarea tramvailor, ați spus dumneavoastră, liniilor de tramvai, în ce stadiu se află acest proiect și de ce ar fi nevoie de această reabilitare? Am revizit documentația tehnică și urmează să scoatem la licitație lucrările așa cum am zis. În paralel, Ministerul Dezvoltării are în desfășurare o achiziție pentru care s-au depus 5 oferte pentru achiziția de material rulant, acolo unde și municipiul Botoșani este prins cu un lot de 9 tramvaie, într-o licitație integrată. Ne dorim ca de această dată să avem un câștigător, pentru că am mai pus o dată anulată licitația. Iar în ceea ce privește stadiul infrastructurii, aceasta era una foarte veche, deteriorată, realizată pe niște dale de beton care produceau disconfort și vibrații în carosabil, afectau imobilele de pe traseul acestor tramvaie, iar materialul rulant era unul foarte vechi, din anii 70. Au fost și foarte multe incidente la Botoșani cu aceste tramvaie care au deraiat, și am beneficiat de oportunitatea accesării fondurilor europene pentru un transport ecologic. De altfel, era singura variantă de finanțare pentru transportul public local. Noi, nefiind eligibil pentru achiziția autobuzelor electrice sau altor forme de achiziție de mijloace de transport, pentru că aveam această infrastructură și am fost eligibil doar pentru reabilitarea a infrastructurii pe care o aveam. Fonduri europene în valoare de ce sumă? Astăzi la Botoșani 113 milioane de euro pe mai multe proiecte care privesc, așa cum am zis, cele două edificii, dar mai avem și proiecte de infrastructură, amenajarea unor parcuri în municipiul Botoșani, proiecte transfrontaliere. Sunt suficienți acești bani, domnule primar, sau niciodată nu sunt suficienți? Nu sunt suficienți. Trebuie să reducem acest decalaj și să ne uităm la cei care sunt foarte eficienți în nordul țării sau în alte municipii care au fost date drept exemplu și să avem un grad de absorbție atât noi, la nivelul ADR Nord-Est, cât și la nivel național, aproape de 100%. Și atunci putem spune că fondurile sunt suficiente pentru că am accesat tot. În altă ordine de idei, v-aș întreba și cum a fost anul 2020 pentru municipiul Botoșani, pentru primăria Botoșani, mai ales atunci când ne referim la proiecte. Un an afectat de două campanii electorale, cu un buget pe care l-am găsit aici la Botoșani, croit deja, executat, cu multe proiecte care nu au fost viabile, o serie de proiecte cu fonduri europene care au fost blocate. Din păcate, nu sunt realizări notabile la sfârșitul anului 2020, dar sunt premize și premize favorabile pentru lucrări de anvergură care vor fi finalizate și pe parcursul anului 2021, dar și în perioada următoare. Putem vorbi de proiecte afectate din cauza acestei crize sanitare, din cauza acestei pandemii? Sau nu neapărat? Nu știu dacă neapărat această pandemie. Au mai intervenit anumite suspendări de contracte din partea celor care poate au speculat această pandemie pentru că nu au putut furniza documentații la timp. Poate și lucrările au fost afectate, dar nu în mare măsură, nu consider că ne-a afectat pandemia, cel puțin în administrația publică locală, pentru lucrările de investiții nu a fost un impediment. Dar ați simțit că bugetul este afectat de această pandemie? Da, bugetul a fost afectat, asta vă pot spune cu certitudine, pentru că toate veniturile românilor au fost afectate. Aici poate o intervenție mai susținută din partea statului în ceea ce privește sprijinul întreprinzătorilor locale ar fi trebuit să existe. Ce a ținut de bugetul local și facilitățile pe care le-am putut acorda
Am făcut-o și vă dau un exemplu. La Botoșani, taxa de alimentație publică a fost redusă cu 50% și am propus acest lucru tocmai pentru a veni în sprijinul domeniului Horeca, ce a suferit foarte mult și la Botoșani. În continuare, care sunt cele mai mari provocări ale municipalității? Cred că cele legate de infrastructură, pentru că la Botoșani avem aproximativ o treime din străzile din municipiul Botoșani neasfaltate. La periferie sunt nenumărate probleme cu infrastructura și cu nivelul de trai al botoșenilor și reprezintă o prioritate a mandatului meu să reușesc să asfaltez cât mai mult din cei 60 de kilometri de străzi neasfaltate din municipiul Botoșani, indiferent că voi reuși să fac acest lucru prin accesarea fondurilor europene, buget local sau surse guvernamentale de finanțare. Veți începe cu asfaltarea acestor străzi chiar din acest an, din 2021? E posibil acest lucru? Sigur că da, avem lucrări în desfășurare pe care le-am propus încă din mandatul trecut, când am ocupat funcția de viceprimar și am finanțat o stradă destul de importantă, Iuliu Maniu din Botoșani. Iar pentru anul 2021 pregătesc documentația pentru o zonă integrată, acolo unde să facem o singură licitație reprezentând mai mulți kilometri de asfalt și nu să scoatem în licitație fiecare stradă în parte. Am realizat documentația necesară, suntem constrânși doar de alocările financiare pe care le putem face pentru reabilitarea infrastructurii și am beneficiat și de o oportunitate pentru finanțarea a trei străzi din municipiul Botoșani, destul de importante, pe care o vom face cu fonduri europene, cu ajutorul unui GAL care a fost înființat la Botoșani, grup de acțiune locală, și depunem proiectele într-un interval de timp foarte scurt pentru aceste trei străzi. Echipa dumneavoastră a făcut cumva un calcul de câți bani ar fi nevoie pentru asfaltarea acestor străzi? Vorbim de o treime, spunea dumneavoastră, dintre străzi care nu sunt asfaltate la Botoșani. O treime din totalul lungimii străzilor din municipiul Botoșani, din 160 km, aproximativ 50-60 neasfaltați. Ultima estimare pe care am făcut-o pentru o anumită zonă a condus la o valoare de 71 de milioane de lei și cel mai probabil, pentru că nu mai avem timp să așteptăm cu acest subiect, vom contracta un credit pentru asfaltarea acestor străzi dacă nu vom putea beneficia de alte surse de finanțare. Iar în tot acest context, ce mesaje primiți din partea cetățenilor din Botoșani când vine vorba de aceste străzi neasfaltate? Mai au speranță oamenii? Da, întreabă când vor fi asfaltate, primit fotografii, chiar în această seară am primit fotografii. Mai ales în perioada asta în care condițiile meteo nu sunt atât de favorabile. Străzile afectate și de lucrările care se execută pe aceste străzi cu diferite branșamente la utilități și constructori au intervenit și nu au adus carosabilul la starea inițială, dar cea mai frecventă întrebare se referă la orizontul de timp pe care îl previzionăm pentru rezolvarea acestei probleme. Și ce le răspundeți? Să aibă răbdare, pentru că i-am pe toți în vedere. Spun foarte clar care este prima etapă pe care o vom ataca în ceea ce privește străzile și punctual le pot da un răspuns cu stadiul implementării investițiilor, indiferent că avem proiect tehnic sau îl avem în analiză pentru perioada următoare. Domnule primar, vă mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru aceste informații. Spor în toate, vă dorim și vă așteptăm și cu alte noutăți. Mulțumesc și pentru invitație. Bună seara! Doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți! Vestimentația prezentatoarei a fost Moda by Simona Vasiliu.